Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Vorbim astăseară și despre șomaj, despre oportunități pe piața muncii, despre tot ce ține de activitatea AJOFM Gorj. Revine în studio și ne bucurăm de asta domnul director al acestei instituții, Romeo Chiriac. Bun venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Începem, să spunem, discuția din această seară cu o veste pe care o considerăm bună, în sensul că la nivelul lunii octombrie se confirmă cumva ce se întâmplase și în lunile trecute, o scădere, deci o tendință de scădere a ratei șomajului la nivel de județ Gorj. Într-adevăr, la ora actuală, la nivelul județului Gorj, avem 10.629 șomeri, din care 4.773 sunt femei, numărul șomerilor indemnizați fiind de 3.696, numărul șomerilor neindemnizați 6.933. Rata șomajului aferentă acestui număr de șomeri este de 7,26%. Într-adevăr, este o rata șomajului cu o valoare mai mică atât față de luna trecută, când la sfârșitul lunii septembrie aveam înregistrată o rata șomajului de 7,37% și un număr de șomeri de 10.802, cât și mult mai mică decât aceeași perioadă anului trecut, când la sfârșitul octombrie 2013 aveam un număr de 12.150 de șomeri și o rata șomajului de 8,29%. Deci, tendința este clar de scădere și față de luna trecută și față de anul trecut. Însă, exista și o problemă ridicată chiar și astăzi, în momentul când am prezentat emisiunea pe Facebook, aceea că, de regulă, această scădere se face și prin faptul că unii dintre șomeri ies din toate etapele acelea de ajutor, șomaj, ce mai este, indemnizație, ce mai urmează, și ar dispare din situații, din evidențe. Este ceva adevărat în toată această idee? Păi sunt, deci cauze sunt mai multe. Pe de o parte, sunt cei care sunt înregistrați în evidențele noastre, fie ca șomeri indemnizați, fie ca șomeri neindemnizați, care se încadrează, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt cei care întrunesc condițiile de pensionare. Pe de altă parte, sunt cei care, într-adevăr, ies din evidențele noastre și nu se mai reînregistrează ca persoane în căutarea unui loc de muncă în baza noastră de date. Noi, în acest sens, le spunem și le atragem atenția celor care sunt, pe de o parte, șomeri indemnizați și beneficiază timp de 6, 9 sau 12 luni de indemnizație de șomaj, fie șomerilor neindemnizați, care sunt înregistrați în baza noastră de date pentru o perioadă de 6 luni, iar în cele 6 luni, dacă nu-și găsesc un loc de muncă, în conformitate cu pregătirea profesională, pot să se reînregistreze în baza noastră de date din nou pentru o perioadă de 6 luni. Deci, din 6 în 6 luni. Îi atenționăm că le expiră, să zic, deci la cei care sunt indemnizați, domne, la ultima viză le spunem, vedeți că mai sunteți șomeri indemnizat până la data de la această dată și la acea dată să veniți cu următoarele documente și le spunem documentele cu care trebuie să se prezinte pentru a putea rămâne în baza noastră de date ca șomeri neindemnizați, urmând să beneficiați de serviciile gratuite pe care le oferim tuturor persoanelor care sunt înregistrate în baza noastră de date. Mediere, informare, consiliere, cursuri de formare profesională și celelalte servicii pe care le acordăm în mod gratuit tuturor celor aflați în baza noastră de date. Deci, noi ne facem datoria să îi înștiințăm, nu putem să îi obligăm. Da, și probabil există și cazuri în care ei nu vin, nu urmează acest sfat. Nu urmează acest sfat și normal, atunci nu putem noi, din propria noastră inițiativă, să îi menținem înregistrați în baza noastră de date că sunt persoane în căutarea unui loc de muncă, dacă dumnealor nu doresc. Există însă o altă idee și vă întreb dacă este corectă.
în anii trecuți, chiar în anul acesta mai la început, dumneavoastră veneați pe buna relație pe care o aveți cu presa și spuneați, avem de la firma cutare un anunț că o să trimită în șomaș câteva persoane. În ultimile luni, cel puțin, n-am văzut informații publice de acest gen. Este corectă sau n-am observat noi această... Păi, aceste da. Vești mai puțin plăcute, să spunem așa. Da, și sunt. Din păcate sunt, care întreabă mereu și parcă s-ar bucura, domnule, dacă se disponibilizează pe undeva. Nu. Deci, anul acesta, pot să vă spun că am avut, ca și disponibilizări colective, 146 de persoane. Cele mai multe au fost de la CFR Marfă, 67 de persoane. Față de anul trecut, când am avut 1035 de persoane. Deci, o cifră 10%, nu, practic. Nu mă mai întorc în timp, că aveam în fiecare an 1500-2000 de persoane disponibilizate colectiv. Deci, iată că anul acesta, și fiți siguri că nu datorită faptului că este un an electoral, sunt locuri de muncă, s-au făcut încadrări la nivelul județului, n-are sens să mai aduc în discuție firmele mari care s-au deschis în Târgu Jiu, firme care au absorbit numai acum, în ultimele o lună jumate, două luni, peste 1000 de persoane. Da, sunt ceea firme ce... mari care au făcut numai pe construcții și pe aceste șantiere care s-au deschis peste tot. Ceea ce spune și, ceea ce spune foarte mult despre acest aspect și comparativ cu anii trecuți, dacă știm destul de bine că în fiecare an, începând cu luna septembrie, când deja sectorul construcției intră deja într-o mică restructurare, se făceau disponibilizările acelea colective de la hidroconstrucția, rata șomajului creștea, automat numărul de șomeri creștea și implicit de rata șomajului. Iată că anul acesta, să ne fie cu iertare. Deci, dacă anii trecuți, în această perioadă, era o rata șomajului în ușoară creștere, acum este chiar în ușoară scădere. Și eu zic că și la sfârșitul lunii noiembrie, dar nu vreau să mă grăbesc cu anticipările, va fi o rată a șomajului ușor descrescătoare. Da, aceasta... Iar, mă scuzați da. Că vă întrerup, iar ca și notificări, la ora actuală, nu avem absolut nicio notificare transmisă de disponibilizare colectivă da, asta de personal. Poate e un barometru foarte bun, faptul că nu există notificări de acest gen, înseamnă și că... Și să dea Dumnezeu să nu avem. Să nu există, da. Noi facem de multe emisiuni pe teme sociale și să știți că este o tendință clară sau o preocupare clară a oamenilor din Gorj legat de locurile de muncă, de apariția unor noi locuri de muncă. În continuare sunt foarte mulți oameni care caută, nu numai aceștia 10.000 de care vorbeați dumneavoastră, cu siguranță sunt mai mulți. Și tocmai de aceea dumneavoastră veniți parcă mai mult ca altă dată, deci pe lângă locurile de muncă din Gorj, pe care sunt, dumneavoastră le anunțați în fiecare săptămână și la nivel național, sunt și foarte multe locuri de muncă în străinătate. Aș vrea să vorbim astăseară și despre aceste locuri de muncă, pentru că sunt oportunități foarte mari pentru gorjeni ca să meargă acolo, mai ales că poate nu întâmplător dumneavoastră veneați, cred că acum vreo lună anunțați acest lucru, faptul că vom avea o bursă în luna ianuarie, cred, o bursă a căpșunarilor sau da. Cum a fost numită de către presă la Târgu Jiu. Asta chiar cred că este o premieră, având în vedere că de acest an ați făcut foarte multe burse la Gorj și cu rezultate, am putea spune, dar una de aceasta n-ați avut până acum, cel puțin nu știu eu. La nivel național, nu. Da, vorbind puțin despre EURES, prin acest serviciu noi gestionăm locurile de muncă din spațiul economic european. În permanență avem locuri de muncă vacante, sunt locuri de muncă verificate de către colegii noștri care sunt responsabili EURES la nivelul fiecărui județ din România, cât și colegii lor de la nivel european.
Numai din județul Gorj, vreau să vă spun că au fost încadrate 132 de persoane anul acesta. Cele mai multe au fost încadrate în Spania, 121 de persoane, 5 în Danemarca, 2 în Finlanda, 1 în Germania, 1 în Lituania, 1 în Marea Britanie și o persoană în Belgia. De aceea am și luat această hotărâre și am promis de la momentul în care am trimis 133 de femei din județul Gorj la selecție pentru Spania. Din cele 133 de gorjence, vreau să vă spun că ne mândrim, 121 au fost selectate și au plecat, au lucrat și s-au și întors, și s-au și întors de la muncă din Spania. Foarte mulțumite, bineînțeles că vor fi contactate și pentru anii următori să meargă să lucreze în Spania. Văzând aceste rezultate, am zis, băi, stai puțin așa, păi, gorjențele noastre, de ce să nu le oferim noi posibilitatea să participe la selecție organizată la noi în Târgu Jiu? Și am promis și împreună cu colega mea de la responsabila EURES, de la agenție, am făcut demersuri pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și ne-au oferit această satisfacție. În luna ianuarie vom organiza bursa la nivel național, deci pentru cele 800 de locuri de muncă vacante oferite de spanioli, bursă care se va organiza la Târgu Jiu. Deci acum vor veni toți din toată țara, vor veni la noi. Care este scopul? Și am mai spus-o de nenumărate ori. Este bine să ne facem cunoscut județul. Fiecare, deci pe funcția pe care suntem puși, să facem în așa fel încât să facem județul ăsta cunoscut, de bine să-l facem cunoscut. Să atragem oamenii să vadă frumusețile județului, orașului, până la urmă. Avem atâtea lucruri frumoase, operele lui Brâncuș, orașul, o județul este cu un potențial turistic extraordinar, să ne-l facem cunoscut puțin. Și ăsta este un punct. Vreau să vă spun că am mai avut organizat în luna iulie un seminar regional la care au participat directorii executivi, reprezentanții EURES din regiunea Sud-Vest-Oltenia la Târgu Jiu. La fel, am făcut demersuri pe lângă București, am zis, dom'le, stai puțin că organizăm noi la Târgu Jiu, că nu suntem mai prejos decât Bucureștiul, să zic, da? Și de-aia trebuie să ne facem cunoscuți, până la urmă, suntem un județ dintre cele importante. Cu oamenii isteți, până la urmă. Și ar mai fi o chestie, le luați la cei care participă, iată că participă peste 100, le luați drumul din picioare, că trebuia să meargă unde, la București sau în altă parte ca să meargă. Depinde, la această bursă. S-a organizat la Teiuș odată, la Slatina, la Craiova. Și am zis, domnule, hai să organizăm la Târgu Jiu, nu? Plus, vin spaniolii, deci vor veni aici, vă dați seama, cazări, chestii de... Da, deci văd altfel lucrurile și automat e un câștig pentru județul. Eu sunt convins că în momentul în care vor vedea ce înseamnă județul Gorj, ce potențial are din toate punctele de vedere, sunt convins că ni se va acorda în permanență să organizăm această bursă la Târgu Jiu. Acum că vorbeam de această oportunitate, sunt dumneavoastră veniți periodic și anunțați faptul că sunt locuri de muncă, deci pot accesa și gorjenii pe diverse țări. Ați spus, deja unele au fost ocupate în acest an, dar sunt oportunități. Acum vorbeați deja de peste 1000 de locuri de muncă. Teoretic ar putea fi accesate prin rețeaua EURES, da? Da. La acest moment. La acest moment, sigur. Deci noi le avem afișate și le actualizăm în permanență. Colegii mei le oferă informații tuturor care vor să își depună documentele pentru a putea fi invitate ulterior la o selecție ce se va organiza într-o anumită locație ce va fi stabilit, exact cum a fost stabilit acum locația Târgu Jiu pentru bursa pentru Spania, și de asemenea poate având pe site introduse toate documentele, CV-ul cu
toate documentele solicitate cu cazierul judiciar care trebuie să aibă o valabilitate de 6 luni, angajatorii din străinătate își fac o selecție pe baza CV-urilor depuse și actelor de studii și îi invită direct. Deci fac selecția. Mulți poate trăiesc cu impresia că, domne, cei de la șomaș fac selecția. Nu. Deci nu facem noi selecția. Noi oferim șanse egale tuturor care și-au depus, să zicem, pentru strungar, da? Avem 100 de persoane care le avem în baza de date care și-au depus CV-ul, da? Documentele. Noi, în momentul în care avem locuri de muncă, să zic, pentru meseria respectivă, îi înștiințăm pe toți, le spunem ce să facă. Dacă se organizează selecție în România, le dăm invitații cu care să participe la selecție. Dacă nu, să depună documentele care sunt necesare și selecția se face de către angajator. Dar, deci, lumea să înțeleagă, selecția nu facem noi. Noi le acordăm șanse egale tuturor. Până la urmă, bine, profesionalismul lor și da, interesul angajatorului străin este să-și angajeze persoanele de care are nevoie. Să da, și apropo de aibă CV, profit, până la urmă. Probabil contează, adică rupă, sigur, contează și limba de foarte multe ori dacă mergi dintr-o țară străină. Obligatoriu. Deci majoritatea, deci cunoașterea limbii engleze, de-aia am și venit prin programele de formare profesională, cuprinse în planul de formare profesională, am prins să organizăm cursuri și am și organizat, vom organiza cursuri de comunicare în limba engleză, competențe în limba germană. Am zis să venim să în întâmpinare. Da. O să revenim asupra cursurilor, da, dar vorbind în continuare, care sunt, să spunem așa, ce se caută la acest moment afară? De ce e nevoie din aceste 1000 și ceva de locuri, pe ce meserii? De cei care se uită la noi și ar vrea să plece într-un serviciu afară să găsească, ce ar putea să, pentru ce calificări? Păi la ora actuală, deci avem 1299 de locuri de muncă vacante. Deci 1300, vacante. 1300. Bine, eu o spun exact. Mie îmi place să fiu foarte pe cifră. Deci nu, că am pot înțeles să arunc așa niște cifre la plezneală, știți? Da. Nu. Cele mai multe sunt oferite la ora actuală de către Germania. 150 de locuri, îngrijitori bătrâni, mecanic, instalator în instalații sanitare, specialiști în electronică, electrotehnică, asistent medical, educatoare, bucătari, ospătari, ajutori de bucătar, cameriste. Sunt cele 800 de locuri de muncă vacante la spanioli, dar acelea cu selecția ce va fi organizată la Târgu Jiu în luna ianuarie. Vom anunța din timp locația și data când se va face selecția. Probabil se va întinde pe o perioadă de 3 zile. Așa. De totuși e vorba de, o să vină probabil câteva mii de persoane ca să... Păi vă dați seama că va fi un impact, va trebui să fim foarte, foarte bine organizați, din toate punctele de vedere. Deci nu este ușor, ne-am asumat o chestie, dar o vom scoate, sigur, și o vom duce la bun sfârșit. În Ungaria sunt 126 de locuri pentru șoferi de autocamion, confecționeri huse pentru mașini. În Marea Britanie, 46 de locuri, asistenți sociali, asistenți medicali. Foarte multe locuri de muncă, să știți, sunt pentru asistenți medicali. Și sunt care au și plecat, sunt foarte mulțumiți, unii chiar vor să se stabilească acolo, în Marea Britanie, alții vor să-și facă un cheag de bani și să vină să-și dezvolte o afacere în Târgu Jiu. În Danemarca avem 101 locuri, din care 100 sunt în agricultură la cules de mazăre. În Austria, 20 de locuri, finisori fațade clădiri, coordonatori echipe pentru muncă în domeniul forestier, zugravi. Deci paleta de meserii este destul de largă. Și în permanență am avut destul de multe locuri de muncă vacante pe rețeaua EURES. Înainte de a trece, să spunem, și la locurile de muncă din țară, pentru că încep să existe și acestea la nivel de țară, sunt undeva la 16-20 de mii, pe undeva pe acolo există locuri libere, cel puțin apăreau în alte săptămâni. Da, la nivelul județului, la ora actuală, avem 49 de locuri. Foarte multe sunt în domeniul confecțiilor, de asemenea pentru frezori universali, frizeri, lăcătuși mecanici, sudori.
foarte multe în domeniul comerțului, pentru lucrători în comerț, lucrători gestionari. Și aveam o ofertă, chiar și astăzi am fost la discuții, la instituția prefectului, cu delegația de nemți, care va veni și va deschide o fabrică de cabluri auto. Vor avea numai pentru export. Dumnealor au venit pentru a doua oară la Târgu Jiu. Am mai purtat o rundă de discuții. Acum vor să vadă exact locația unde vor deschide. Oricum, deci în primăvară... să vină până la urmă, că a apăruse și varianta că s-ar putea să se răzgândească. Deci dumneavoastră ne dați o veste că lucrurile sunt serioase de moment ce caută locație și locuri de muncă. Adică caută și oameni. Normal. Deci am avut joia trecută, a plecat deja un prim lot de 18 persoane la Arad. Deci acolo au o firmă foarte mare. Au plecat deja la Arad, vor lucra acolo pe o perioadă de 3 luni sau de 6 luni, până în momentul în care se va deschide la Târgu Jiu. Cei care se duc și lucrează acolo, deci li se asigură cazare, salariile care li se oferă, 770 de lei netu, bonuri de masă și anumite bonusuri. Deci pot să ajungă cu salariile spre un 1400 de lei, am înțeles, deci cu bonusuri, eu știu, ore suplimentare acum. Da, și peste 6 luni, să zicem, aceștia vor veni. Vor avea prioritate, da. Și vor fi încadrați la firma care se deschide la Târgu Jiu. Vă dați seama, pentru început or să fie un minim 700 de locuri de muncă. Deci un număr, deci asta cam în primăvară. Important de locuri, da, de muncă, da. Cu potențial, cu posibilități de creștere a numărului de personal până la 1300-1400 de persoane. Și, cum să spun, este producție. Este foarte bine. Deci se mai contrabalansează puțin față de partea de comerț. Înțelegeți? Eu zic că sunt pași făcuți. Să nu uităm că sunt pe lângă subvențiile pe care le... Dar ca să termin cu partea cu fabrica de cabluri, noi continuăm acțiunea de nu de recrutare, fiindcă avem stabilit în fiecare zi de miercuri, vine o persoană reprezentantă a firmei care discută cu cei care doresc să plece să lucreze la Arad. Dânsii au nevoie la ora actuală de 100-100 și ceva de persoane care, am zis, urmează să fie... Și au plecat decât 18. Au plecat 18, deja au mai venit astăzi încă 12 persoane și mai vin mâine, avem întâlnire din nou la sediul agenției noastre și selecția continuă până se ajunge la numărul de persoane de care au nevoie dumnealor acolo să și formeze deja pentru când își deschid aici. Deci să fie primii angajați. În, dar cei care pleacă, de fapt, ce meserie inițială au? Sau ce a fost preferat? Montator cabluri, montator piese sub ansamble și muncitori necalificați. Care vor fi calificați probabil la, da, deci la locul... se vor califica acolo, vor vedea exact cerințele, deci la Arad. Da, e o oportunitate foarte mare, având în vedere numărul. Este o oportunitate foarte bună, ținând cont de numărul mare de locuri de muncă ce se vor crea aici, la Târgu Jiu. Este, într-adevăr, e un efort acum, de început, domne, care pleacă. Dar să știți că sunt zilnic persoane care vin și doresc să plece să lucreze la Arad, știind că are locul asigurat ulterior când se deschide firma la Târgu Jiu. Ce aș vrea să mai spun iarăși, că pe lângă subvențiile acordate de către noi prin încheierea de convenții pentru încadrarea absolvenților, pentru încadrarea persoanelor șomeri cu vârsta peste 45 de ani, a persoanelor care mai au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare sau de solicitare a pensiei anticipate parțial. Pe lângă acestea, oficiul
pentru IMM-uri de la Craiova are un proiect, destul de interesant, prin care, în cadrul schemei de minimis, locuri de muncă subvenționate, pentru tineri din regiunea București și regiunea Sud-Vest Oltenia, în vederea integrării la primul loc de muncă, deci se referă la absolvenții de 2014, sub formă de sume nerambursabile pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajații noi. Deci pentru absolvenții cu studii medii se acordă o sumă de 1575 de lei pe lună, din care rămâne 900 de lei netul care îl ia persoana respectivă, deci angajatul, restul fiind contribuțiile către bugetul de stat, contribuții pe care oricum angajatorul trebuie să le vireze. Pentru cei cu studii superioare, la fel, se virează 2328 de lei, rămânând netul 1300 de lei absolventului și restul reprezentând contribuții la bugetul... Da, sunt foarte multe facilități care sunt facilități și angajatorii trebuie să știe, da. De-aia am ținut să le fac cunoscute, ca angajatorii să știe că pe lângă aceste subvenții care le acordăm noi prin legea 76, sunt și aceste, sunt cunoscute și mi se pare, nu știu cum să le repet, dar le repetăm, fiindcă sunt persoane care nu le știu. Și în condițiile care veni și cu aceste lucruri, iată că vin și, să spunem așa, societăți mari care deschid cum asta, chiar și ce s-a mai deschis pe partea comercială, că spuneați mai devreme. Într-adevăr, avem și producție, am avut și comerț dezvoltat, că a apărut mall-ul, a apărut alte supermarketuri sau hipermarketuri. De asta, deci pe undeva oferta de locuri de muncă a crescut. Acum, problema, deci dumneavoastră aveți, și asta și la nivel de țară s-a văzut, deci această politică de încurajare a creării de noi locuri de muncă. Pe noi ne interesează mai mult Gorjul, e normal, pentru că de asta vă ocupați. Percepția dumneavoastră, că ne întoarcem practic la rata cu care începusem această emisiune, faptul că rata șomajului începe să coboare. Percepția dumneavoastră pentru anii următori, ne-a spus de fapt că avem nevoie de cablaje, că asta, investiția aceasta probabil se va concretiza într-un an, doi. Deja, probabil, probabil vom avea nevoie în zona Rovinarii, pe nou complex care se creează cu partea chineză, e posibil și acolo să fie nevoie de noi specialiști. Se vorbește de câteva sute de locuri de muncă. Să nu uităm de fabrica de gips carton de la Turceni. Da, deci este și asta. Deci se creează, iată, și în domeniul industrial destul de multe locuri de muncă, locuri care cumva să absorbă o parte, cel puțin, din potențialul de forță de muncă, de resurse umane al Gorjului. Tocmai de aceea discutam și astăzi și cu domnul prefect și cu reprezentanții firmei din Germania, că putem să-i sprijinim cu personal calificat, fiindcă pe lângă aceste, chiar astăzi ne spunea domnule, pe lângă muncitori necalificați, muncitori calificați pe domeniul respectiv, o să aibă nevoie și de ingineri și de personal administrativ, deci în momentul în care vor veni să își deschidă aici. Și chiar asta le spuneam, că avem la nivelul județului oameni foarte bine pregătiți. Am avut unități de elită, să nu uităm, Mirfo, deci unități de elită care au fost școli și rampă de lansare pentru foarte mulți. Deci avem un bazin de forță de muncă din care să își aleagă și care pot să-și pună în valoare și persoanele respective, să-și pună capacitatea, competențele, să și le pună în valoare și să fie și remunerate la valoarea reală. Vorbeați de potențial. Avem foarte mulți absolvenți de Universitatea Constantin Brâncuș, principala instituție de învățământ superior de la Gorj. Acolo sunt absolvenții de inginerie. Iată că pentru prima dată, după ani de zile, încep să se creeze posturi și pentru ei. Pentru că, știți, industria căzând, practic n-am avut oportunități de acest... Lumea trebuie să înțeleagă.
faptul că, indiferent, domne, bun, se spune acum, da, domne, se creează locuri de muncă. Nimeni să nu trăiască cu impresia, domne, gata, se scot, locurile sunt în buzunar la cineva și, pac, ăstea sunt locurile. Nu. Toate locurile se creează pe baza unor proiecte. Proiecte, vă spun, și am mai spus-o și cu alte ocazii, deci, și Consiliul Județean, și Primăria au proiecte depuse, proiecte care unele au fost deja evaluate, altele sunt în evaluare și iată că deja apar și investitorii, de aceea spun, adică trebuie și puțină răbdare și să fim și noi puțin mai buni, mai cu suflet și înțelegere. Dom'le, nu se poate crea peste noapte ceva. Totul se face în baza unor proiecte. Da, și totul, ca să devină stabil, nu mai sunt ca la comandă, adică dădea nu știu care minister sau nu știu care guvern, creăm 10.000 de locuri de muncă la Gorj așa dintr-o dată. Deci toate se fac în baza unei activități economice care trebuie să rămână și pe piață. Deci firma respectivă care deschide locurile de muncă trebuie să aibă și ea profit, trebuie să funcționeze. Nu pur și simplu angajează tot și intră în faliment a doua zi. Vă dați seama, orice firmă, orice investitor când vine, pe lângă acea activitate, cu siguranță că se vor crea locuri de muncă și conexe. Pe orizontală, da. Diverse, da, care fac diverse părți dintr-un anumit produs. Normal. Deci se dezvoltă din acest punct de vedere. Deci perspectiva Gorjului este. E, acum venim însă la o problemă pe care am mai abordat-o chiar și cu reprezentanții Universității Constantin Brâncuș, chiar și cu oficialități atunci când am avut ocazia. Cred că ar fi nevoie ca acea strategie de dezvoltare a județului să fie puțin mai concretă pentru anii următori. Dumneavoastră gestionați practic reconversia și tot ce țineți ca să asigurați forța de muncă, dar cred că ar trebui mai mult de atâta, în sensul că dacă știm că, să zicem, Gorjul se va dezvolta în domeniul construcției de mașini, să spunem, am dat un exemplu, nu este cazul la noi sau cel puțin nu atât de mult, să putem crea și prin școli, prin licee, forța de muncă necesară sau chiar prin locuri la Universitatea Constantin Brâncuș. Asta vreau să vă spun acum. Deci, și la nivelul municipiului există Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social și ne întâlnim lunar la sediul Inspectoratului Școlar Județean cu domnul prefect, cu domnul președinte al Consiliului Județean și vă spun că s-au făcut pași foarte mari în a se corela oferta educațională cu cerințele de pe piața muncii. Iată că s-a ajuns din nou la reînființarea școlilor profesionale. O greșeală enormă s-a făcut la momentul în care s-au desființat aceste școli, fiindcă părinții trebuie să conștientizeze faptul că atâta timp cât copilul vede că nu este, domne, pentru a urma o facultate, lasă-l să facă o școală profesională, va învăța o meserie, o va învăța bine și va ajunge poate la 18 ani, 19 ani să fie pe salariu, să-și câștige existența din munca lui. Așa îl forțezi. Toți vor. Dom'le, vreau să am copilul să facă facultatea de. Păi, dar poate copilului nici nu-i place. O face ca așa vrea părintele. Și acum nu mai termină liceul, deci nu mai are bacalaureat, practic nu mai merge nici la facultate, dar nici pe piața muncii nu se regăsește, pentru că nu știe nimic. Nu, fiindcă va termina o facultate și, bun, cât e? 4 ani sau 5 ani? Da, dumneavoastră vorbiți de partea fericită că termină liceul și face și facultatea. Dar sunt acum de câțiva ani, de 3-4 ani, avem și situația asta. Da? Și face facultatea și, bun, termină facultatea, da, absolvă, își ia licența și nu-și găsește un loc de muncă în conformitate cu pregătirea profesională, nu? Și ce face? Are satisfacție mai mare dacă după vede, domne, n-are sens, dacă nu-mi place să fac o facultate, mai bine fac o meserie și mă fac mecanic auto, da? Și câștigă bine. Da, este de gândit. Și de aceea, deci s-au făcut pași de corelare a ofertei educaționale cu cerințele de pe piața muncii. S-a pus și se pune accentul și chiar s-a discutat și la ultima ședință pe care am avut-o să se facă demersuri pe lângă întreprinderi mari, să se revină la acea practică în producție
atât pentru, pentru elevii de liceu, deci de la învățământul preuniversitar, cât și pentru cei care sunt studenți la inginerie, să facă practică în, în unități bun, de producție. Da, această strategie, deci din câte am spus dumneavoastră, există, însă ea încă e, e cunoscută de dumneavoastră decidenții din domeniu, de la prefect nu, și președintele Consiliului Județean, deci... la, la șeful inspectoratului școlar, la, să zicem, la reprezentanții lui, însă încă nu ajunge, să spunem așa, să știm tot. Bă, eu, ca și părinte, aș vrea să-mi dau copilul la, să spun, să învețe prelucrarea lemnului, pentru că în următorii ani ne vom axa pe prelucrarea lemnului, adică vom avea diverse fabrici pe prelucrarea lemnului. Și cred că aici asta ar fi la un moment dat o oportunitate, pentru că Gorjul suntem într-o situație paradoxală, un județ care are o lungă tradiție în prelucrarea lemnului, am rămas pe câteva fabricuțe de mobilă care nu mai uitați-vă au... Uitați-vă că sunt proiecte de ale inspectoratului școlar, proiecte foarte bune, pentru consilierii de orientare școlară. E, acei consilieri au un rol extraordinar în parcursul și în viața ulterioară a elevului. Fiindcă dacă acel consilier știe cum să pună problema, știe cum să-l îndrume pe copil, va fi și va avea foarte mult de, de câștigat. Copilul va realiza, băi, dacă văd că nu merg la matematică, nu le-am cu limba română, băi, mă duc spre meserie. Poate îmi place. Deci eu am avut colegi și am colegi care nu erau buni pentru facultate, da? Ei, au rămas pentru mecanic auto, da? Păi și sunt niște mecanici auto de elită. Da, și e o meserie bine plătită. Am dat un exemplu. Da, înainte de a ajunge, să spunem așa, la cursurile pe care le faceți dumneavoastră și sunt destul de multe și ne spuneați deja că sunt corelate și cu ce se cere de la, de la viitorii angajați, vă citesc câteva mesaje și dacă ar fi bine să le și răspundem, că deja a venit o avalanșă. Deci, cineva vă întreabă, dacă cineva care a terminat liceul și acum este la facultate, se angajează în paralel, ce facilități are angajatorul? Cum? Deci dacă? Deci dacă cineva care a terminat liceu și acum este la facultate, se angajează, da, în paralel cu facultatea, ce facilități are angajatorul pentru, pentru el? Păi, deci a terminat, da? A liceu. Terminat liceu. Da, și acum e la facultate. Este student, da? Da, da. Și îl încadrează... Nu spune cum, dar bănuiesc că e încadrat legal, să zicem. Ce facilități ar avea angajatorul dacă l-ar angaja? Păi, deocamdată n-are. Discutăm după ce va absolvi facultatea, va beneficia de 750 de lei da, timp de un deci an de zile. Deci acum, dacă el e la facultate student și se angajează, nu beneficiază de facilitățile respective, nu, să înțeleg. Ok. Am și o întrebare pentru domnul Chiriac. Lucrez la o firmă cu un program de 4 ore. Pot să lucrez la o altă firmă cu un alt program de 4 ore concomitent cu celelalte 4 ore cu contract de muncă legal? Cum să nu? Deci se poate. Poate să aibă un contract cu timp parțial și deja tendința cam asta este. Deci să se lucreze program de 4 ore, deci cu timp parțial de 4 ore, poți să ai contract și la o altă firmă contract cu 4 ore, bineînțeles, că să fie și ele una după alta, să nu fie suprapuse. Domnule director, am înțeles că pe piața externă se caută foarte multe electricieni. În oferta de la Gorj nu găsesc aceste locuri de muncă. În oferta... Probabil ce spuse pe URES? Pe URES, probabil. Nu spune asta, dar bănuiesc că la asta se referă, din ce înțeleg eu. Păi nu, deci noi afișăm de fiecare dată, afișăm aceste locuri, sunt și pe site-ul instituției, deci fără niciun fel de probleme. Și electricienii se găsesc, se caută totuși, sau dânsul are, o, se caută, are o impresie, adică are o impresie, nu are și o informație corectă. Nu, 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 deci chiar avem și acum, în baza de date, avem electricieni în Germania. Deci atenție, există da, oferta de, pentru electricieni. Probabil n-a deci reținut cine dorește da, să vină la sediul agenției și va primi informațiile necesare și ce trebuie să facă pentru a accesa aceste locuri de muncă. Sunt un om în vârstă, am trecut de 50 de ani și nimeni nu mă angajează. Altădată eram un mecanic foarte bun. Se găsește ceva și pentru mine, dar în Gorj. Eu zic așa.
fiecare persoană, dacă persoana respectivă nu este înregistrată în baza noastră de date, să vină la sediul agenției. Poate să vină să se informeze mai întâi. Deci nu neapărat să vină cu documentele de a se înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Dacă vine deja cu actele, să zic, cu buletinul, certificatul de naștere, actul de studii și o adeverință medicală de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, că este apt pentru muncă sau dacă are anumite restricții, noi îl înregistrăm în baza de date ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Dacă îi găsim un loc de muncă pe care îl avem atunci, la momentul respectiv în bază, îi putem oferi repartiție pe locul de muncă respectiv. Deci, discutăm la momentul în care vine persoana respectivă. Ați anticipat o întrebare. Vă întreba cineva, nu am lucrat niciodată, nu am avut carte de muncă. Cum aș putea să fiu înregistrat la AJOFM? Iată că i-ați răspuns. Acesta este răspunsul, da. Da. Numai puțin. Între timp, am și o întrebare pentru domnul director AJOFM. Ce oferte de locuri de muncă sunt pentru mecanici? Aceeași problemă. Deci, mecanic auto. Întâmplător am și lista cu locurile vacante. Deci, este un loc de muncă vacant pentru mecanic auto. Deci, să vină la sediul agenției noastre și avem. Deci, este un loc de pentru mecanic auto. Vă întreabă cineva, în zona Turceni nu sunt locuri de muncă și nu se poate face naveta în altă parte. Când o să apară? Tot dumneavoastră răspundeați mai devreme că o să apară ceva, da. Fabrica de gips carton. Nu spune ce calificare are. Iar fiecare, acum, vedeți, poate să spună și cineva de la Turburea sau cineva de la, nu știu, Țânțăreni. Dom'le, că uite, n-am loc de muncă la Țânțăreni. Acum, știți cum e cu mobilitatea forței de muncă? Fiecare se angajează unde își găsește un loc de muncă. Da. Cineva vă mai întreabă ce program are AJOFM-ul în alte locații decât cea de la Târgu Jiu. Deci, în asta aveți secții, probabil, la asta se referă. Da, avem. Programul este același, indiferent că deci e unde la sediu. La Târgu Jiu, la Motru, la Rovinari, la Târgu Cărbunești. Mai avem puncte, dar acolo nu le avem permanente. Personalul nostru se deplasează o dată sau de două ori pe lună pentru vize, pentru social, deci pentru cei care beneficiază de venitul minim garantat, se deplasează acolo ca să nu-i mai aducem pe toți la Târgu Jiu. Da, programul de lucru este același. 16:30. Încă o întrebare. Pentru locurile de muncă din Danemarca, unde trebuie să merg și ce trebuie să fac? Vă mulțumesc. Deci trebuie venit la sediul la noi, la agenție. Va primi de la colega noastră, responsabila cu locurile de muncă pe URES, va primi absolut toate informațiile. Da, deci așteptăm SMS-uri în continuare, întrebările dumneavoastră. Până atunci, haideți să vorbim de cursurile pe care le folosiți dumneavoastră, le faceți acum în această perioadă și în următoarele, ce planuri aveți de viitor. Ne-am vorbit deja de cele cu limba engleză, necesară practic în toată Europa la cei care merg să lucreze afară. Până în prezent avem organizate 40 de cursuri, la care avem cuprinse 961 de persoane, din care 914 sunt șomeri, 41 sunt deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu și 6 persoane sunt cu plată, deci suportă contravaloarea cursurilor. Beneficiind de gratuitatea serviciilor de formare profesională, un număr de 955 de persoane. Avem cuprinse și persoane din grupurile țintă, să zic mai defavorizate. Avem 3 persoane cu dizabilități, 7 persoane de etnie romă, o persoană tânăr post-instituționalizat, 2 persoane liberate din detenție și demn de remarcat că aproape jumătate dintre șomerii cuprinși la cursuri sunt cu domiciliul în mediul rural. Deci avem 440 de persoane cu domiciliul în mediul rural care sunt cuprinse la cursurile de formare profesională. Ca și localități în care avem cursuri organizate, la Motru, la Rovinari, la Turceni, la Târgu Cărbunești, la Crazna, la
Mătăsare am avut, la Roșia de Amaradia, la Țânțăreni și la Târgu Jiu. Adică deci, oamenii să nu facă drumul, de exemplu, sunt la marginea județului, să nu ajungă până la Târgu Jiu și să am poată zis să evităm și cheltuielile inutile cu abonamentele, cu biletele de deplasare de la domiciliul la locul de instruire, cât și oboseala, că vă dați seama să faci naveta zilnic, să vii 50 de kilometri dus, 50 întors, nu mai ai chef absolut deloc de curs. De asemenea, am avut ca și meserii organizate cursuri pentru agent de securitate, bucătar, brutar, contabil, comunicare în limba engleză, director centru de informare turistică, manager în activitate de turism. La aceste ultimele două cursuri am înscris numai șomeri cu studii superioare. Am ținut cont de potențialul turistic extraordinar al județului Gorj și am zis că, în mod sigur, în perioada următoare va fi nevoie de persoane cu aceste certificate. Cursuri de zidari, cursuri de comunicare în limba engleză, cursuri de competențe în limba germană. Am zis să venim în sprijinul celor care vor să plece în afară. Nu că vor învăța să vorbească perfect, dar măcar cât de cât, în cele 3 luni cât durează cursul, vor acumula noțiuni să se descurce când se duce în țara respectivă. Sunt și alte întrebări, a mai venit o serie, cum nu mai avem foarte mult timp, o să vi le citesc. Vă întreabă cineva dacă sunt la master și mă angajez, angajatorul are facilități? Păi depinde acum ce... Nu este, deci nu este absolvent. Deci persoana respectivă nu este absolventă. Da. Deci noi discutăm acum de subvenții acordate pentru absolvenți. Dacă pentru încadrarea de absolvenți. Studiile de licență le are, dar este la masterat. Care da. Probabil e tot la star sau are alte... Ăsta. Vă mai întreabă cineva, domnule director, spuneți-mi și mie ce meserii se caută la acest moment pe piața românească, pentru că afară e foarte greu să ajunge. Deci exact ce le-ați răspuns mai devreme. Păi am spus și cele mai căutate locuri. Da, deci asta, telespectatorul care s-a uitat, sau poate l-a scris mai devreme, înainte, da, înainte pentru de că răspunde... se întâmplă să vină, să intre mai târziu, sunt și foarte multe. Vă mai întreabă cineva, ba nu, acesta l-am citit deja, era cu cel care terminase liceul și este la facultate. Vă întreabă cineva ce acte sunt necesare pentru a face un curs din acesta gratuit prin AJOFM. Deci, în primul rând, ca să facă un curs gratuit, trebuie să fie înregistrată persoana respectivă în baza noastră de date, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Deci nu trebuie să fie șomer indemnizat neapărat. Trebuie să fie înregistrată în baza noastră de date și să nu aibă venituri lunare mai mari de 500 de lei. Deci foarte important, cei care sunteți, da, sunteți în aceste categorii, puteți să faceți iată acest cei care sunt șomeri neindemnizați, le cerem documentul de la finanțe, care atestă dacă au venituri cumva din activități autorizate sau să nu aibă mai mari de 500 de lei. Și în rest, sunt documentele care trebuie să le prezinte ca și orice cursant pentru înscriere. Deci, buletin, certificat de naștere, la femei, certificatul de căsătorie, actul de studii și adeverința medicală care să ateste pentru cei care, să zic, vor să facă un curs de cofetar, să zicem, sau de agent de securitate. Noi suportăm și cheltuielile cu efectuarea analizelor medicale. Și de asemenea suportăm și eventualele abonamente sau bilete de transport de la domiciliu la locul de instruire. Suntem practic pe sfârșit de an, apropo de cursurile de care le-ați făcut la acest an, pentru anul viitor vă gândiți să lărgiți puțin, să zicem, paleta sau tot asemenea tipuri de cursuri vor fi? Păi în fiecare an am tot pe tocmai de asta vă și întrebam, da. Am zis să venim cu ceva nou.
În momentul în care ne va veni planul de formare aprobat de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, vom ieși cu el în mass media și vom mediatiza absolut toate meseriile. Ce aș vrea să spun și să rețină lumea, că la cursurile de formare profesională pe care le avem organizate, avem o rată de plasare de minim 50% în termen de un an de zile de la data susținerii examenului de absolvire. Deci este minim 50%. Avem cursuri la care avem un procent de plasare și de 80-90%. Avem 50% deci așa. La, sunt foarte mulți care se încadrează chiar din timpul derulării cursului. Iarăși, vorbind de cursuri de formare profesională, aș vrea să vă spun că am avut o inițiativă și care chiar a prins la oameni. La cursul de coafură, frizerie, manicură, pedicură, am hotărât anul acesta ca orele de instruire, practică, din ultima lună de desfășurare a cursului, să le desfășurăm la cămine de bătrâni, la cămine de copii, pentru a efectua servicii gratuite de tuns, coafat, și vă spun, și examenul de absolvire s-a ținut tot la căminul de copii și chiar le mulțumesc și copiilor și persoanelor în vârstă că au fost de acord să cursanții noștri să facă experiențe sau să zicem le-a oferit servicii, dar le mulțumesc și cursanților că au fost de acord să presteze aceste servicii. Da, informații foarte interesante. Din păcate, timpul acordat emisiunii, alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mai întreabă cineva, sunt absolventă de AS, n-am lucrat în ultimii ani în țară, aș putea să găsesc un loc de muncă la Târgu Jiu? În primul rând să vină să se înregistreze la noi în baza de date. Un loc de muncă conform pregătirii profesionale, noi îi emitem o repartiție pe locul respectiv. Oricum își găsește mult mai repede un loc de muncă dacă este în baza noastră de date. Domnule director, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și voi răspunde mereu prezent. Mulțumim, dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului, a fost domnul Romeo Chiriac, director AJOFM Gorj. Mulțumim pentru atenție, la revedere!